Salutare, frățiori și surioare, vă pupă Talebanul și bine v-am regăsit! Astăzi dăm drumul la o reacție, astăzi facem o reacție la un băiat pe care eu îl apreciez ca și cântăreț, cam puținii pe care încă îi ascult din muzica asta românească plină de papuci, guci și așa mai departe, frățiori. Băiatul ăsta încă reușește să facă muzică care transmite ceva la oameni și așa mai departe, care își scrie textele singuri, instrumentale, și face clipuri, și face totul. El, respectul meu pentru el, e unul dintre puținii, că știți bine, astăzi lumea nu prea mai scrie, îi scriu alții, e mai ușor să cumperi textul, e mai ușor să cumperi instrumentalul, el face totul. Deci merită respectul meu și merită respectul tuturor care ascultă și consumă muzică în ziua de astăzi, fraților. Chiar dacă el nu e foarte urmărit, chiar dacă el nu are milioane și milioane de vizualizări, chiar dacă nu e în trend, dar, băiatul ăsta are calitate, dă calitate și transmite calitate, fraților. Adrian Țuțu a scos o melodie nouă. Eram pe YouTube și am văzut acolo că a scos. Am vrut să o ascult împreună cu voi, să vedem ce a zis băiatul ăsta. Nu 100% sigur că o să fie o melodie frumoasă după ce am văzut titlul melodiei. Adrian Țuțu, Masca. Deci, cred că o să aibă legătură cu două fețe una alta. Dăm drumul, nu ne mai lungim, dar nu uitați, apăsați și voi pe butonul de subscribe, apăsați și voi acolo pe clopoțel, apăsați și voi pe butonul de like, dacă vă place, dacă vă face plăcere. Hai să dăm drumul la reacție, să nu mai pierdem timpul și vorbim după melodie. Yo! Teori, sper să nu mi se blocheze calculatorul, că nu știu ce are pe aici așa, dar haide să dăm drumul la reacție. Mască falsă, Adrian Țuțu, fraților, se știe. Zile Țuțule. Acest program conține multă sinceritate. Bun. Asta-i pentru ăia care au crezut că am cedat, care au plecat atunci când au văzut că am eșuat. Că mulți au fost puțini români și zic o vorbă mare, fraierii cad, băieții rămân în picioare. Bun, fraierii cad, băieții rămân în picioare, se știe, frățiorii. Asta chiar e adevărat, cum v-am zis, băiatul ăsta știe să dea bine. Mă piși pe fraieri care au fost numai pe interes, care n-au... Și e plină lumea de interes. Știți foarte bine! Nu să mai scape ca sufletul prea pervers pe suflet pervers. Dacă e ajuns de scos să fii luat de prost, dar stai tu li... Corect. Liniștit, fratelu, toate au un cost. Singur am fost, singur rămân și-mi văd de drumul meu. Sunt mare campion, lup cât ar fi de gând. Și dacă e vorba despre bani, chiar îmi doresc să ai lipici. Dar poate ți-amintești că n-ai să iei nimic de aici. Bate apropo la cineva, cred eu aici, așa? Dar știi că nu o să iei nimic de aici. Se vede că cineva a încercat. Știu că se zicea la un moment dat că cineva l-a păcălit, dar el a zis că nu e adevărat. Ola mea, doar ei știu asta. Haide, am prea multe de făcut și pe ăștia îi las în spate că i-am ajutat prea mult. Nu m-a oprit nimic și nici nu o să mă oprească. Cu oricât de bun aș fi, ei tot o să vorbească. Am impresia că e un mesaj pentru cineva. Cine știe, cunoaști. Dați acolo un like la băia dacă tot ați încercat. Că mare dreptate ai. M-am săturat de oameni răi până peste cap. N-am înțeles că scopul meu nu-i să le fac pe plac. Unii sunt hateri, te vorbesc, alții te lasă. Și totul se întâmplă sub o mască falsă. Corect, frate. Vă spun din propria experiență, are băiatul mare dreptate. Mulți devin hateri, mulți te lasă în pace. Deci nu-mi place de tine, nu te urmăresc. Alții devin hateri. Asta e, trecem peste. Avem nevoie și de hate în viață, chiar dacă nu e ușor să-l ai lângă tine hate-ul și așa mai departe. M-am săturat de oameni răi peste cap. Am înțeles că scopul meu nu-i să le fac pe plac. Unii sunt hateri, te vorbesc, alții te lasă. Și totul se întâmplă sub o mască falsă. Asta-i... Adevărat, frate. Am întâlnit și eu pe mulți care... Ce faci, fratele meu? Ce faci, fratele meu? Dar... Janes, tu? Pentru aia care nu au fost să vadă cum. Am tărât să scap din greu, cenușă și scrum.
ce-și dau cu părerea, dar fără să mă cunoască. Urechea mea n-aude ce vorbește gura voastră. Bă, frate, uite, și asta are dreptate. Oamenii, în general, eu primul, vorbim fără să cunoaștem o persoană, le punem etichete, le dăm condamne, prostule, fraiere, nu știu așa mai departe, fără să cunoști o persoană, doar după aparențe și știți foarte bine că aparențele înșală. Înainte să criticați o persoană, învățați să cunoașteți acea persoană, frate. Dacă pot să-mi permit să vă dau un sfat. Că n-ai fost tu cu mine când n-aveam mai nimic. De asta pentru mine tu rămâi atât de mic. Bun, corect, și asta e. Nimeni nu cunoaște trecutul altora. Tu nu cunoști trecutul meu, eu nu cunosc trecutul cu Adrian Țuțu. Sau cunosc doar ce vrea să știe el sau ce vreau să știu eu și așa mai departe. Îmi place melodia cu aia. Textul Să mor, eu chiar îmi place. Să mor și să nu vă spun minciuni. E ca și cum, nu știu, uite, vedeți? Melodia asta aș putea să spun, bă, ca și cum ar fi a mea, nu știu. Mă reprezintă, deci o ascult cu cea mai mare plăcere, nu? Pizde, droguri, pistoale, mafiote, tai. Janes? Vă că unii au impresia că viața mea e lor și tu râd pe la spate. Corect, coaie, corect. Bă, fiecare are viața lui. Obișnuiți-vă la gândul ăsta. Și nu mai intrați în viața altora fără să vă dăm dreptul. Ce eu tutur cu șor, dacă ascultam ce îmi zic toți eram pierdut de mult. Că unii în loc să facă știu să discute mult. Corect, coaie, corect, corect, corect. Talebane, de ce nu faci asta, Talebane, dacă nu mai faci asta? Bă, dați-vă în pula mea că fac ce vreau eu, că e viața mea și faceți în pula mea viața voastră. Să mor eu. Chiar nu-mi pare rău că am pierdut o oră între a face reacția asta, a monta și așa mai departe, dar melodia Să mor eu e blană. Invidia și bârfa pentru mulți e ocupație. Te roade că tu n-ai destul sânge în instalație. Au, nu te schimbă chiar deloc. Că tu în loc să faci prefer mereu să dai din cioc. Ia vezi puțin de tine și lasă-i. Oaie, putem pula mea. Adrian Țuțule, să mor dacă nu scrie acolo în descriere că melodia asta e pentru Talebanu. Lăsa subscribe. Pe ceilalți, că cei ce dau cu hate în alții sunt niște terminați. Corect! Coaie, sunteți niște terminați. Doar terminați știu să dea cu hate. Să mor eu. Bă, Adriane, ți s-a întâmplat ceva? A dat cineva cu hate în tine? Că să mor eu. Nu știu. Transmis prea multe mesaje care chiar se întâmplă în 2021. De-aia zic. Aia zic. M-am săturat de oameni răi până peste cap. N-au înțeles că scopul meu nu-i să le fac pe plac. Unii sunt hater, te vorbesc, alții te lasă. Și totul se întâmplă sub o mască falsă. M-am săturat de oameni răi până peste cap. N-au înțeles că scopul meu nu-i să le fac pe plac. Unii sunt hater, te vorbesc, alții te lasă. Și toate se întâmplă sub o mască falsă. Oaie. E melodia mea preferată. În momentul de față, e melodia mea preferată. Chiar îmi place. Jur. Jur dacă vă mint, îmi place. Îmi place mesajul care îl transmite. Chiar e ceva adevărat, care cine știe, cunoaște. Așa e. Ne-am întors, fraților, cum bine v-am zis, eram 100% sigur că băiatul ăsta o dă bine, o rupe, o sparge și transmite un mesaj. Fraților, chiar are mare dreptate. Chiar are mare dreptate băiatul ăsta că în 2021 să mor în pușcărie dacă vă mint. Nu știm să mai trăim viața noastră, știm decât să trăim viața altora. Nu știm să devenim niciodată mai buni noi din cauza că ne ocupăm prea mult să devină alții mai buni, să-i criticăm pe ei și să nu ne criticăm pe noi, să nu ne uităm niciodată la ce nu știm să facem noi, dar ne uităm ce nu știu să facă alții. Mesajul ăsta Să mor eu pentru 2021 ar trebui să devină imn. Și am văzut că băiatul ăsta are decât vreo 28.000 de vizualizări pe o melodie de genul ăsta, cu mesaj, textul bun, voce, nu mai vorbim, instrumentalul e blană. Bă, coaie, nu știu de ce la noi, la români, bă, uite, vă spun, o melodie de genul ăsta, cu mesajul ăsta, în Italia, ar fi avut mai multe milioane de vizualizări.
În România nu, că în România acum noi am început să consumăm numai cu melodii cu Te dărâmă, piși pe tine și așa mai departe. Cam asta ar cam vrea să fie românul. Cam asta vrem noi să devenim, infractori care au femei, mașini, bani, droguri și ne pișăm pe alții, șmecheri și așa mai departe. Cum zice el? Asta e. Învățați cu aia. Ascultați bine melodia asta. Luați aminte. Haideți să învățăm să fim altcineva, haideți să învățăm să fim mai buni noi, să învățăm noi să facem ceva bun și să nu învățăm pe alții cum să facă ceva bun. Că dacă învățăm noi să facem ceva bun, o să învețe și alții și așa mai departe. Hai să ne facem griji de viața noastră, nu ne mai facem griji de viața altora, mai ales dacă acele persoane nu ne cer o părere. Și încă ceva, hai să învățăm să trăim. Avem puțin timp de trăit și avem mult timp să murim. Vă pupă talebanul. Nu știu, nu cred că mai sunt cuvinte. Eu ca și ascultător de rap, ca și consumator de rap, pot să spun pentru melodia asta, nota 10. Pentru text, pentru instrumental, clipul era acolo făcut, nu? Dar, părerea mea, reprezintă perioada în care trecem acum melodia asta. Eu aș spune așa, ca un fel de imn. Să îndemnăm oamenii să-și facă viața lor, să nu-și mai facă viața altora. Vă pupă talebanul, aveți grijă de voi, nu uitați, like, subscribe, că se vede frumos. Yo!